Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O fațetă întunecată a examenului de bacalaureat, care e în desfășurare în perioada asta, are legătură și cu numărul absolvenților înscriși. Potrivit datelor oficiale oferite de Ministerul Educației, la BAC participă puțin peste 134.000 de absolvenți de liceu, dintre care 119 din promoția curentă, 15.000 din seriile anterioare. Sunt tineri deja, care n-au luat la vremea respectivă sau nu s-au prezentat mai încearcă. Respectivă, mai încearcă o dată. Dar din promoția actuală sunt 119.000. Dar acum 12 ani au fost înscriși la școală, în clasa 1, 190.000 de elevi. Asta înseamnă că 70.000 dintre elevii care au început școala acum 12 ani nu au mai ajuns la bacalaureat. Unul din trei elevi a dispărut din sistem, oameni buni. O treime. O parte dintre ei, desigur, adică te întreb ce se întâmplă, unde sunt. O parte, una din explicații este că probabil că unii dintre ei au emigrat cu familiile spre vest. Dar migrația nu explică mai mult de 20% din totalul copiilor care au dispărut din sistemul școlar. Adică da, se emigrează, se pleacă, dar estimările sunt că 10-20%. Rezultă, deci, încă o dată că sistemul de învățământ din țara noastră suferă de o rată cumplită de abandon școlar, iar asta este un fenomen cronic, care durează de ani de zile și plasează constant România în topul acestor statistici neplăcute și îngrijorătoare la nivel european. Sociologul Gelu Duminică este la telefon. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce provoacă asemenea cote ridicate al abandonului școlar din România? E un fenomen cu care orice țară se confruntă, dar la noi, noi suntem în top, din păcate. Și o treime din copiii unei generații dispar din școală în 12 ani? O treime? Impropriu dispar. Da? Pentru că ei ar trebui să vă uitați câți au absolvit a 8-a, câți au absolvit a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a și ca să puteți să vă dați seama câți au dispărut cu adevărat din sistem, care este rata abandonului reală. Pentru că avem și o falsă raportare în școli. Adică copiii care nu vin, dar sunt trecuți prezenți la școală, vin la final două săptămâni, li se încheie media și la revedere, drum bun. Asta e o meteahnă a sistemului educațional românesc pentru a menține normele. Pentru că dacă tu exmatriculezi copilul pentru absențe, dau un exemplu, dar pierzi norma didactică. Asta înseamnă că abandonul școlar este și mai mare din moment ce ei sunt trecuți formal prezenți și ei chiar nu vin. Adică neparticipare se numește, da? Pentru că abandon este considerat în momentul în care nu vine 2 ani consecutiv la școală. Da? Faptul că el vine din când în când, să zicem așa, se consideră doar neparticipare. Formal, dar efectul este tot același. Efectul practic nu urmează școala. Efectul este același. Doi, avem o calitate a educației foarte diferită între mediul urban bine așezat și mediul rural și mai ales în comunități dezavantajate. Cu alte cuvinte, mai pe românește, dar copiii ăștia ajung în clasa 12 și mulți dintre ei nu știu să scrie, să citească bine. Da, ei au fost trecuți din nou, chiar dacă au participat, nu au abandonat, au fost trecuți, cu toate că nu aveau competențele necesare, da, și ne trezim, spre exemplu, în clasa 8-a, în terminal, cu un număr foarte mare de corijenți, în clasa 12-a, cu un număr foarte mare de corijenți, tocmai pentru că școala nu vrea să strice numele și nu-i bagă în examenele naționale. Da, clivajele astea, de fapt, este marea meteahnă a sistemului educațional românesc, mai mare decât abandonul. Adică faptul că noi avem o diferență atât de mare de educație între liceele din centrul Bucureștiului și școlile, liceele din periferie, e evident. Uh-huh. Dar dacă e să ne ducem și în Ilfov, ca să dau un exemplu, dar o să vedem că situația este mult mai dramatică. Repet, copiii vin la școală, numai că vin degeaba. Vin degeaba. Da, cum zicea mama, vii bou și pleci vacă. Da, îmi zicea mie când mă duceam la școală, mama, să nu te duci la școală bou ca să vii vacă. Trebuie să înveți ceva. Dar, din păcate, marea meteahnă a sistemului educațional românesc este lipsa de calitate. Da, copiii care vin la școală, termină clasa 8-a și nu știu să scrie, să citească, sau dacă știu să scrie, să citească, nu înțeleg ceea ce scriu și citesc. Vedeți analfabetismul funcțional, da, cifrele PISA, 40% din actuala generație,
Da? Mai mult decât atât, acest lucru se duce și mai departe la liceu și, ca să fiu foarte onest, se întâmplă chiar și în facultate. Adică avem chiar și studenți, și vă spune unul care predă la o facultate din Universitatea București, care în mod normal nu au competențe pentru a fi în interiorul sistemului educațional terțiar. Asta e marea problemă. Abandonul, sigur, există, sigur, e la rate mare, dar nu e principala problemă. Okay. Dar principala problemă este calitatea educației, care conduce către o excluziune de alt tip. Da, excluziune care o vedem pe urmă în meseriile pe care respectivii copii le pot accesa. Da, trei, avem și foarte mulți elevi care sunt în școlile profesionale. Adică faptul că el nu se duce la liceu și nu-l vedem la bacalaureat nu ne oferă imaginea completă. Pentru că trebuie să-i numărăm și pe copiii care sunt în sistemul de învățământ vocațional. Da, și acolo sunt destui. Da, ultimele cifre arătau undeva în jur de 40.000. Și care nu se mai prezintă la bacalaureat. Asta care nu se mai prezintă la bacalaureat pentru că ei nu dau bacalaureatul. Și atunci, da? În opinia ta, Gelu, rata reală sau proporția reală de abandon școlar efectiv, adică copii care pur și simplu nu se mai duc... Studiile zic în jur de 20%, ceea ce ne plasează în campionii Europei. Da? Adică cum ar putea fi? În primul rând, ce determină? Chiar și tu vorbești de niște probleme sistemice aici, foarte greu de rezolvat. Calitatea învățământului, ok, recunoaștem, da, este o problemă profundă, sistemică, cumplită. Dar cum ar putea fi redus efectiv abandonul școlar strict, clasic, prin definiție? Ce metode ar putea fi aplicate? Știi, e simplu să ne uităm doar la sistem educațional, dar sistem educațional este cauză și efect. Adică este cauză, uite, generează clivaje, dar este și efect în condițiile în care, spre exemplu, sărăcia este un fenomen în anumite zone. Cu o populație extrem de săracă, cu o autoritate publică extrem de săracă și așa mai departe, e greu să susțin un sistem educațional de calitate. Copiii dezavantajați, ca să vă dau un exemplu, au nevoie de cu totul și cu totul alte metode de intervenție, care pornesc de la asistență socială, uite, pe românește, să aibă papuci ca să vină la școală, da, să aibă drumuri pe care să circule, să aibă apă, pentru că el în momentul în care nu are apă și nu reușește să se spele, sigur că miroase. Hai că în clasa, până în clasa 8-a la el în sat, merge. Dacă trebuie să facă transferul către liceu, se cam rupe. Dar faptul că noi avem în momentul de față cea mai mare sărăcie în rândul angajaților, adică părinții lui, chiar dacă muncesc, nu reușesc să-i ofere cele necesare pentru a avea, cum să spun, o stimă de sine bună, și când ajunge în liceu, el este victima bullying-ului. Logică, marea majoritate renunță, pentru că nu e ușor să te duci într-un loc unde ești urât de ceilalți și ești ciuca miștourilor. Deci ceea ce trebuie să înțelegem este că pentru a lupta cu chestiunile astea, dar doar calitatea educației, punct, nu este suficient. Adică doar să ne uităm la sistem educațional nu este suficient deloc. Și de aici ar trebui să pornim, din nou spun, de la reorganizarea administrativ-teritorială. Adică noi avem sărăcia asta pe care o avem și pentru că avem 3200 de unități administrativ-teritoriale, din care aproximativ o treime nu își pot susține costurile cu angajații. Da? Dar rămite să facă investiții. Dar rămite să ofere profesori de sprijin din bugetul local, consiliere psihoemoțională și tot ce are nevoie un copil, astfel încât să performeze. Deci noi trebuie să ne uităm cu multă atenție și să terminăm cu povestea că de sistem educațional se ocupă doar Ministerul Educației. Nu, de sistem educațional se ocupă toate ministerele. Mulțumesc! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.